Bună ziua! Astăzi facem un chec cu mălai și brânză și praz. Vom folosi un praz, l-am spălat bine, atenție mare la praz, pentru că trebuie desfăcută fiecare frunzuliță și spălată care nisip. Acest praj îl vom căli cu 2-3 linguri de ulei, îl punem la călit. Apoi vom folosi 3 ouă, 100 de ml de ulei, 120 de grame de mălai, 250 grame de făină albă, 300, vedem cum se leagă aluatul, praf de copt, 300 de grame de iaurt, brânză telemea, 100 de grame și îl vom coace la cuptor, o jumătate de linguriță de sare, condimente după gust. Primul pas este să călim prazul cu 2-3 linguri de ulei și cu un praf de sare, până se moaie puțin prazul. Cât timp se călește prazul, pregătim umplutura. Am 3 ouă mici, nu prea mari, am pus și o linguriță de sare. Se face simplu, amestecăm toate ingredientele. Cum punem uleiul. Iaurtul. Peste iaurt punem și praful de copt să se stingă puțin. Amestecăm. Fărâmițăm și brânza. Mălaiul. Făina. Am pregătit 300 de grame, dar nu voi pune pe toată, că am avut ouăle mici. Lăsăm să aibă o consistență mai molicică. Cam asta e consistența. Ne orientăm să nu fie nici prea groasă, nici prea subțire. Cam 200 de grame de făină am pus. Prazul s-a muiat puțin, îl lăsăm să se răcească și apoi îl amestecăm cu compoziția preparată și cuptorul o preîncălzit la 250 de grade ca să putem coace 15 minute, îl punem într-o tavă mai întinsă, nu prea să se coacă repede. Acum îl lăsăm să se răcească puțin. După ce s-a temperat puțin, prazul îl amestecăm cu compoziția făcută mai înainte. Am pregătit o tavă cu diametru de 28 de centimetri. Pun și o foaie de copt, foaie de silicon și răsturnăm totul. Foarte simplu, răsturnăm totul. Nivelăm bine și băgăm la cuptor. S-a copt checul sărat, după 20 de minute la 250 de grade s-a copt. Urmărim. În funcție de cuptorul fiecăruia, scobitoarea curată înseamnă că e checul copt. Îl lăsăm să se răcească și se servește cu telemea sau cu iaurt gras. S-a răcit checul cu praz. Îl tăiem să vedem cum arată și în interior. Nu s-a răcit chiar de tot. Așa arată. Încă mai e. Aburește, este pufos, îl servim cu iaurt, iaurt gras, iaurt grecesc și avem un prânz sau o cină făcut foarte repede. Poftă bună!